Bun găsit, dragi telespectatori! În cadrul seriilor de materiale documentare și interviuri la Actualitatea Băcăoană, am pentru dumneavoastră o surpriză deosebită. Un om care mie mi-este foarte drag, un prieten bun. Vorbim de cel care este în fruntea comunei Gura Văie. Lângă noi, dragi prieteni, este domnul primar Mihalcea. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua, dragi prieteni! Bună ziua tuturor concetățenilor comunei Gura Văie! Domnule primar, o să începem emisiunea noastră spunând câteva cuvinte despre comuna Gura Văie. În primul rând, pentru telespectatorii noștri care nu sunt doar din județul Bacău și vorbim mai și pentru românii din străinătate, pentru că televiziunea noastră se adresează și lor, celor plecați din țară, dar și pentru cei care doresc să cunoască mai bine județul Bacău. Noi ne-am propus încă cu câțiva ani în urmă să facem o promovare a județului Bacău și am ajuns și în comuna dumneavoastră. De această dată discutăm despre o comună cu câți locuitori? 7.165 de locuitori. Așa. Așezare geografică, vecini, cam unde este situată în județul Bacău, comuna Gura Văie? Malul stâng al râului Trotuș, vecini Oneștiu, Ștefan cel Mare, Paraba, Helegiu. A, vecini cu Oneștiu. Oneștiu nu prea a făcut drumul cum trebuie, pentru că de câte ori vin la Gura Văie, partea care ține de Onești nu este. Este drum județean sau aparține de municipiul Onești? Sincer, este și asta una din durerile cetățenilor din Gura Văie și a mea personal. O parte din cetățenii din Gura Văie dețin teren pe teritoriul UAT Onești. Efectiv, până la calea ferată, chiar și părinții mei și rudele mele, prietenii mei, cetățeni din Gura Văie, au teren situat chiar și sub rafinărie, sub cauciuc, sub fostul Carom și sub chimic, fostul Termo, și o parte din acești cetățeni plătesc de 30 de ani impozite la Onești. Culmea este că chiar noi, care ar merita că de 30 de ani să plătești impozite la o primărie și să nu astupe niște găuri acolo, parcă dă un pic, într-o latură, un pic negativă. Sper că acesta să mai fie unul din semnalele pe care cei de la conducerea Oneștiului să le ia în considerație, având în vedere că eu am fost de două ori în Consiliul Local Onești, de mai multe ori le-am trimis notificări cu poze, cu tot absolut, și ar fi momentul ca să se întoarcă fața către comuna Gura Văie. Da, din păcate, chiar când a sus dumneavoastră în vizită, noi filmam ședința de la una din vizitele dumneavoastră, ședința de Consiliu Local, și trebuie să le spunem telespectatorilor noștri, domnul primar Gnatiuc nu a fost extrem de receptiv cu solicitările dumneavoastră. Poate, știți, speranța moare ultima, poate totuși, având în vedere că vine, există campanie electorală și anul viitor vor fi și alegeri locale, poate se va gândi pentru oamenii care circulă pe acest traseu către Gura Văie să-și facă datoria Oneștiu și să facă acest drum, pentru că de la porțiunea unde începe Gura Văie am văzut că aveți un asfalt bun, de calitate. Până doar și cu drumurile o să discutăm noi astăzi mai multe lucruri, pentru că aici este problema cea mai importantă pentru care sunteți aici la emisiunea noastră, nu doar să cunoaștem comuna Gura Văie, doar teoretic sau statistic, ci să vorbim și de realizările pe care le aveți acolo, dar și de nemulțumirile pe care le aveți dumneavoastră în legătură cu aceste drumuri. Ei, până atunci, totuși, timp de 45 de minute, vom trece etapă cu etapă pe mai multe segmente, pe mai multe paliere de discuție. O să, în primul rând, o să vă rog să vorbiți despre cetățenii comunei Gura Văie, cei care v-au ales. Sunt un om la 65 de ani. Mulți înainte. Vă mulțumesc și dumneavoastră la fel. În comuna Gura Văie, în satul Gura Văie, fostul Râpile, m-am născut
am făcut școala, m-am desăvârșit ca meseriaș, ca profesionist. Mi-am iubit întotdeauna vecinul de lângă casă, concetățeanul, colegii mei și astăzi le pot respect și i-am dus întotdeauna pe câte meleaguri am colindat, în Iordania, în Germania și oriunde am fost. Ce vă pot spune? Comuna Gurabăi, 7.013 hectare, după ciuntirea suprafeței cu partea care s-a dat Oneștului. Înainte era o comună, chiar putem spune, foarte bogată. 70-80% din toți cetățenii lucrau pe platforma petrochimică Borzești, când platforma duduia. Nenorocirea a făcut ca după 1989, rând pe rând, secții întregi, uzine după uzine să se închidă și din ce în ce s-au pierdut locuri de muncă, puterea de cumpărare a cetățeanului din Gurabăi a scăzut, iar marea majoritate a tinerilor au luat drumul pribegiei. Spania, Italia, Franța, Anglia, ne uităm pe hartă și ne mai întrebăm cam cât și până unde vor trebui să ajungă Japonia, Canada, America și restul. Da. E o mare nedreptate că dintr-o dată viața acestor oameni s-a rupt. Marea majoritate a cetățenilor din Gurabăi la ora actuală, care mai sunt în jur de 3.106 locuitori, prezenți, o formează pensionari și copii. Haideți să le luăm pe rând. O să vorbim despre toate categoriile de persoane din comuna Gurabăi. Cei în vârstă? Pentru că ei sunt prezenți în comună. Copiii au mai plecat, dar o să vorbim și despre tine. Cum relaționați cu persoanele în vârstă din comuna Gurabăi și care sunt problemele pe care le au, dorințele pe care le au, pentru că bănuiesc că mai vin și ei la primărie sau mai mergeți și dumneavoastră în vizită pe la ei, cei care nu pot să, eu știu, rămân singuri sau chiar merită ajutați, nu? Cum relaționați cu cei în vârstă? Pentru că și dumneavoastră aveți o vârstă onorabilă de acum și înțelegeți mult mai bine față de alți primari ce înseamnă să ajungi la o vârstă în care ai nevoie de ajutorul cuiva. Și atunci primarul este cel care este prima persoană la care se gândesc acești oameni în vârstă. Da, n-aș vrea să spun că primarul este moașă comunală, dar în aceeași ordine de idei, primarul preia multe din obligațiile care le-ar avea și alte autorități. Efectiv, ce aș putea să spun? Că relația între primar și cetățean este de ambele feluri. Odată, prin venirea cetățenilor la primărie, pentru a achita taxe și impozite, pentru a rezolva anumite probleme, pentru a ridica probleme care se întâmpină. Iar în marea majoritate a timpului, relația primar-cetățean se desfășoară bătând din poartă în poartă, trecând de două ori, de trei ori pe săptămână, pe fiecare uliță, să vedem ce se întâmplă, avem ce ne trebuie, putem să întindem o mână de ajutor și, efectiv, până la urmă, credeți, sau chiar vă rog să credeți, telefonul meu, personal, al meu, nu pe primărie, că la primărie nu există așa ceva, toți salariații au telefoanele lor, cu cartele proprii, telefonul meu este al comunei. Chiar cresc și am fost sunat de multe, multe ori de copilași care vroiau să joace fotbal, care sunt într-un grup folcloric, de bătrâni, de tineri, de maturi, pentru a rezolva anumite probleme și am ajuns să dăm și relații, chiar și despre activitate, despre modul cum ar obține anumite acte, telefonic, fapt ce duce la înjumătățirea timpului de a rezolva o problemă și a nu face prea multe drumuri la primărie, fiindcă omul, dacă îi spui, domnule, pentru ca să-ți faci un buletin, ți-aduci certificat de naștere, carte de identitate și ce-ți mai trebuie, omul vine de cu ele și
în câteva minute pleacă cu adeverința de rol pentru schimbarea buletinului. Deci, iată, ați găsit această soluție de a rezolva operativ anumite probleme sau, când e cazul, să le dați un sfat, și ăsta e un lucru foarte bun, pentru că eu am observat că sunteți un primar care comunică permanent pe toate canalele, nu numai prin telefon, și sunteți ușor de găsit la telefon, și cred că cetățenii au înțeles acest lucru și tocmai de aceea vă și contactează. Dar am văzut că sunteți activ și pe rețelele de socializare, aveți pagină, răspundeți la întrebările oamenilor, ceea ce mi se pare un lucru extrem de bun. În condițiile în care unii primari nu prea doresc să se facă vizibil, în momentul în care încep un nou mandat și închid contul de Facebook și gata, nu mai știi, trebuie să-l cauți la primărie ca să... așa. Asta da, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru tineri, și după aceea o să vorbim și despre cei mici. Pentru tineri, am înțeles că aveți o bază sportivă modernă. De altfel, televiziunea noastră a fost, când ați inaugurat-o, o bază chiar, să spunem, care poate concura oricând cu o bază sportivă din orice oraș. Așa? Ce alte activități împreună cu tinerii mai faceți la nivelul comunei? Mă bucur că ați atins acest subiect. Efectiv, pe rețelele de socializare, pe Facebook, am norocul că la vârsta asta dorm cam puțin. Și după un somn de o oră, două, pe la 1-2 noaptea, până dimineața în zori, răspund fiecărui cetățean. Da. Bineînțeles că asta implică și reproșurile. Da, implicășoare, care e expunere în... Poate și frustrările vieților oameni, că la un moment dat ei vor mai mult de la viață. Ar vrea un standard de viață mai ridicat. Dar vedeți dumneavoastră, din afară toate se văd frumos. Din interior se văd un pic diferit. De ce spun acest lucru? Și o spun cu multă, multă sinceritate. Și la primul este ca și acasă. Ai bani, ești ordonat, ești disciplinat, faci. Îți programezi și faci. Azi o debara, mâine un gard, mâine o toaletă. La fel și la primărie. Ai bani, faci. Despre bani și o să vorbim un pic mai târziu, pentru că vom discuta despre bugetul pe care îl aveți în acest an, o altă problemă pe care dumneavoastră ne-ați semnalat-o și pe care o să o expuneți. Hai să vorbim despre cei mici, școli, grădinițe. Despre cei mici. Am încercat pe cât posibil să îi angrenăm în activități care se smulg un pic de lângă telefon și de lângă tabletă. Când spun aceste lucruri, am încercat să reînvăț ceva ce aveam eu când... și eu și colegii mei de școală când eram pe vremea noastră. Aveam un ansamblu folcloric, dansuri populare. Ei, efectiv, de un an de zile, și s-a continuat și în acest an, am reușit să încropim acest ansamblu folcloric. De când am intrat primar, am făcut printr-un proiect Galvalea Trotușului Afiliaș acel teren de sport. Într-adevăr, este o bază sportivă modernă. Acea bază, la momentul când sper eu îi va veni timpul la anul, să încercăm să o acoperim. Este foarte necesar acest lucru. O bază asemănătoare, cu certitudine, încerc să o termin anul ăsta la Dumbrava, școala Dumbrava. Ei, avem o echipă de mini-fotbal. Cu această echipă am obținut rezultate bune și foarte bune. Am luat cupe. Încercăm să prindem copii la activități de genul tenis de masă, la activități de șah, dezvoltă mintea. La școală am menționat acest lucru cu grupul care îl avem noi, grupul folcloric, coordonator doamna Petronela Radu, chiar avem rezultate bune și foarte bune. La toate concursele la care au participat copiii de la Gurabuie au luat premii 1, 2 și mențiuni și uitați așa, copiii încet, încet se formează într-un cadru civilizat și care au talent
și dragoste pentru asemenea activități, să știți că chiar poate de aici se vor naște o viitoare Sofia Vicoveancu sau știu eu, un Dolonescu și cât altceva. Ce aș mai vrea să vă mai spun? Chiar școala. Avem 535 de copii în toate formele de activitate, începând de la grupa pregătitoare, grupa 0, toate aceste activități, datorită muncii profesorilor și a cadrelor didactice, a doamnei director, sincer, au dus la rezultate bune, chiar foarte bune, la competiții între școli județene, chiar și la fază pe țară, am obținut premiul 2 și 3 la geografie, la limba română, copii care și-au dat silința și au dus mai departe un pic faima sau știu eu un pic din ceea ce ar trebui să reprezinte satul natal, cu dragoste numindu-o Comuna Gurabăi. Da, iată lucruri interesante, lucruri frumoase. Mi-aduc aminte că ați avut chiar de sărbători, mă refer la sărbătorile de iarnă, niște evenimente foarte, foarte frumoase, cu tradiții, cu obiceiuri și așa mai departe, și încununate de un bal, era la urmă, nu? Un bal al tineretului, al tuturor acolo la Gurabăi, nu? Aveți multă dreptate, domnule Ungureanu, de când am intrat primar. Avem niște oameni inimoși care pun trup și suflet pentru o formație de căișori. Efectiv, căișorii de la Gurabăi putem spune că sunt vestiți. Și cu această formație de căișori chiar vreau să ajung la televiziunea română, să fim și noi pe scenele de la TVR1, la ProTV, la televiziuni de așa, profil, de, la de favorit, profil, da, la Etno. Da. Cu care noi să ne mândrim. Aceste tradiții și obiceiuri, noi întotdeauna le promovăm atunci când le este timpul, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ei, tot atunci, noi, având în vedere că întotdeauna de sărbători ne vin copiii din străinătate și ei vin să-și petreacă Revelionul și Crăciunul acasă, de Crăciun și de Anul Nou întotdeauna ne întâlnim la cămin și împreună cu o formație, cu soliști și cu, până la urmă, chiar și cu grupul folcloric al nostru, petrecem clipe de neuitat. Nu vă spun ce sârbe și ce hore se trag de toți cei care suntem în acel angrenați în asemenea activități, petrecem câteva ore plăcute pe care le terminăm cu un pahar de vin, cu un păhărel de țuică ca la Gurabăi. Da. Deci, iată, tradițional, împreună cu tinerii și cu cetățeni de toate vârstele, reușiți să faceți un pic viața mai frumoasă, deși, ca să fim sinceri, în România încă sunt foarte, foarte multe probleme de rezolvat. Haideți să vă întreb un pic despre relația dumneavoastră ca instituție, primăria, cu cultele, cu bisericile din comună. Întotdeauna am încercat, atât eu cât și Consiliul Local, de ce să nu fiu foarte sincer, că aici chiar toți consilierii locali au fost alături de mine și au venit chiar cu propuneri. Am încercat să ajutăm acest lucru. De ce? Fiindcă avem biserici, două biserici, monument istoric. La timpul când trebuia în aceste lăcașuri sfinte, nu s-a mai investit. Dar cu ajutorul preoților parohi am reușit să facem case praznicale, am reușit ca acolo să, știu eu, împrejmuim, ca acolo întotdeauna să menținem acel standard de civilizație și de respect pentru strămoșii noștri. Efectiv, anul trecut, și mai avem și anul ăsta continuitate,
fiecărui locaș de lăcaș de cult am alocat câte 10.000 de lei. E o sumă infimă. Da, dar care contează până la urmă foarte... Această sumă, cât este ea de mică, având în vedere bugetul foarte mic, prinde bine acolo, spre exemplu, la Biserica Sfântul Nicolae din comuna și din satul Guravăi, se va face o casă praznicală. Efectiv, dacă noi prăstăm tradiția imediat după înmormântare, cum suntem noi obișnuiți, facem pomană. Pomană, da. Ei, să mergi acasă la om. Nu toți au posibilitatea să aibă mese, scaune, veselă. Ei, în momentul când ai o clădire, chiar aproape de incinta bisericii. Și toate rudele, prietenii, merg acolo și într-un cadru civilizat au posibilitatea de a face aceste lucruri pe care noi le-am moștenit din strămoși. Consider că este foarte, foarte bine venit. Relația noastră cu toți preoții, indiferent de cult, menționez, da, indiferent de cult, este de foarte, foarte bună calitate. O să vorbim acum și despre buget, pentru că aici e problema cea mai mare. Și telespectatorii noștri s-au obișnuit, pentru că Exclusiv TV transmite în fiecare săptămână ședințe din toate zonele județului Bacău și nu numai, chiar și din Neamț și din Vrancea. Lumea deja a început să știe că o comună nu prea poate trăi doar din bugetul propriu. Și aici, pe de o parte, și pentru faptul că nu întotdeauna gradul de colectare este suficient de bun. Cam care este acest grad? Cam cât la sută e o medie, să spunem, în ultimii 3 ani? Cum, cât ați atins, ce prag ați atins maximul de colectare la buget? Sincer, din punctul ăsta de vedere, să știți că cetățenii, mai ales cei în vârstă, au știut să beneficieze de acea facilitate fiscală care permite cetățenilor care achită până la finalul lunii martie impozitul pe tot anul să beneficieze de o reducere de 10%. Ce vă pot spune cu sinceritate? Gradul de colectare se apropie de 75%. Așa. A crescut an de an. L-am preluat undeva, știu, la un grad de colectare de 50-52%. An de an acest grad a crescut și cetățenii au înțeles că orice comună, orice comunitate se dezvoltă și își duce activitatea și pe baza impozitelor și taxelor achitate. Nenorocirea este că suntem o comună săracă, nu avem întreprinderi, nu avem firme mari, nu avem ferme de animale, ferme, știu eu, de care să, cum aș spune eu, mă uit, firma Serban sau știu eu, da. Agricultorul de la Bârsănești, care dau locuri de muncă la 100, 200 de oameni, 300 de oameni. La noi în sat sunt doar 22 de magazine sau bărulețe. Asta înseamnă foarte, foarte puțin și asta ne face pe noi ca să fim totuși o comună subvenționată de la bugetul de stat. Am ajuns și la acest punct. Pe de o parte, bugetul local din colectarea taxei impozite de la cetățeni. Bun. Urmează acum o altă sursă de finanțare pentru dumneavoastră. Sunt de la Consiliul Județean, de la Ministerul Dezvoltării, respectiv Guvernul României, și lucrări pe care le faceți cu fonduri europene. Deci, o să vă rog despre fiecare din acestea, pentru că știu că sunteți nemulțumit în acest an cât ați primit față de anul trecut. Vă dau relațiile pe fiecare categorie. Dacă aveți și în față câteva cifre, ar fi foarte bine. Ar fi foarte bine, pentru că e important ca oamenii să știe că un buget nu este suficient pentru a face niște lucrări. Când e vorba de extindere de canalizare, apă, gaze, chiar zone, cum am găsit în alte părți ale județului, unde
au venit și au construit oamenii și ei chiar dacă lucrează în străinătate și au făcut case și ăsta e un lucru pozitiv, dar trebuie extinsă rețeaua de curent electric. Ei, spuneți-ne despre fiecare în parte. În primul rând, ce sumă ați fi avut nevoie în acest an ca să puteți acoperi ceea ce trebuie, nu? Pentru o comună care are atâția locuitori. Da. Bugetul Comunei Gurabăie se compune în primul rând, și asta e un lucru foarte bun, cu partea care vine de la Ministerul Finanțelor, 70%. Mai primim bani de la Consiliul Județean. Ei, aici este treaba cu învârteala politică, fiind sincer. Dacă ești primar X, partidul X, și nu ești Y, este clar că primești un sfert sau niciun sfert. Deci degeaba am eu o comună cu 5.165 de locuitori, dacă o comună cu 2.300 primește de 4 ori bugetul de la Consiliul Local pe care îl primesc eu. Normal, este foarte ok cum vin banii la finanțele publice, pe bază de câte hectare are comuna? 7.013 hectare. Ce număr de locuitori, câți kilometri, da? Câți kilometri de drumuri comunale și locale și de încasările de la bugetul local. Efectiv, bugetul local al Comunei Gurabăie, să știți că este foarte mic. Dând deoparte taxa de salubritate, care merge într-un cont separat pentru firma Romprest și EcoSud, bugetul Comunei Gurabăie se cifrează în jur de 650.000 lei. Asta înseamnă 6 miliarde jumătate. Vă dați seama, da, e foarte e o sumă foarte, foarte mică. Terenurile la noi sunt cum sunt. Astea sunt încasările. Făcând o comparație cu anul trecut, este ușor să te uiți la televizor și să vezi. Iese persoana la televizor și spune: facem rectificare pozitivă. Da, nu pot spune că nu-i pozitivă, dar nici nu pot spune că măcar trăiești. O comună cu 5.165 de locuitori primește 5.000 de lei tot anul la rectificare pozitivă. Este 5.000 de lei? 5.000 de lei, 50 de milioane vechi, ca să fiu foarte bine înțeles. Să vă spun ce ar însemna 50 de milioane vechi. 3 utilaje, 2 bule excavatoare și o basculantă, care au lucrat de la ora 3 dimineața, astă iarnă, când a venit prima zăpadă aia de peste 60 cm, și a lucrat de la 3 dimineața până la ora 10 seara. Asta a însemnat motorina și tot ce s-a cheltuit pe acel drum, ca, în toată comuna, pardon, ca să o dezăpezim. Și acum poți să spui că nu-i rectificare pozitivă? Ba da. Dar o comună, mi-e și jenă să dau numele, doar cu 2.300 primește 1.600.000. Sunt care, criterii politice, care, nu spun, este vorba de respect față de colegi, primarul de acolo îl cunosc, el n-are nicio vină, e bine că e la PSD, dar asta e altă problemă, trecem în altă discuție și n-aș vrea. Efectiv, dragii mei, ce vă pot spune? Anul ăsta am primit cu 750.000 de lei, mai puțin, asta înseamnă 7.500.000 în bani vechi, mai puțin decât anul trecut. Dacă anul trecut am avut 11.500.000, deci 115 miliarde lei, anul ăsta avem doar 107 miliarde lei și 500 de milioane. Ei, pe lângă această treabă, pe bugetul comunei și la toate comunele din România, a mai picat un țuhal, nu pot spune un sac, să plătim din bugetul local și sumele care se dau pentru persoanele cu grad de handicap și însoțitori și pentru persoanele de la ajutor social. Această sumă se cifrează la 1.200.000, deci 12 miliarde vechi. Și cu 7.500.000, vă dați seama că sunt deja aproape 20 de miliarde, mai puțin decât anul trecut. Și datorită faptului că din 2006, pentru un drum de la Rotunda, avem de plătit 633.000 de euro.
echivalentul a 23 de miliarde în bani vechi și 227 de milioane, avem o rată lunară stabilită cu hotărâre definitivă judecătorească pe care o dăm de 5 miliarde 730 de milioane anual. Am dat o rată anul trecut și anul ăsta pe 30 decembrie trebuie să dăm și a doua rată. Și încă 2 ani de aici încolo. Și atunci mă întreb, unde-i dreptatea? Cu ce să fac? Sincer, ultimii 2 ani, eu, Valerica Mihalcea, nu sunt mulțumit. Dacă până în 2016 am mers frumos și rezultatele s-au regăsit în viața cetățenilor de zi cu zi, am reușit până în 2016-2017 să fac un dig de 2,2 km care a avut un efect deosebit. A salvat comuna în 2016 de la inundații. A salvat comuna la inundații în 2018, acum recent, anul trecut. Cât noi pentru acel dig am cheltuit 15,5 miliarde. Cât de mult se cheltuia dacă de 2 ori erau inundate 300-400 de case. Era vorba de câteva milioane de euro care se cheltuiau de la bugetul de stat pe situații de urgență. Ei, și atunci mă întreb cu ce să fac. Da, ne chinuim cum putem. Mi-asum responsabilitatea și reproșurile cetățenilor din gura voi. Știu sigur că de multe ori poate mă mai și înjură, poate mă mai și ceartă și spun, domnule, de ce ne iei lumina iarna? Și spun, fiindcă astea-s banii. Și cu acei bani care ar trebui să-i dăm noi la iluminat public, în plus 1,5 miliarde timp de 7 ani, ia că aproape a ieșit digul. Și așa am făcut, că am pus ceasuri comparatoare, ceasuri care se aprind și folosim curentul doar de la întuneric, când întunericul, până la 12 noaptea, și mai dăm dimineața când pleacă o oră, când pleacă cetățenii la schimbul 1. În sfârșit, încercăm să facem economie pe toate planurile. La gura voi, deși chiar și pe Facebook, ia uite, toate comunele, au ziua comunei, numai primarul din gura voi nu face sărbări pentru zilele comune, nu știe să facă, știu oameni buni, știu, e atât de ușor să aduci 2-3 formații, să aduci prieteni din alte comune, e atât de ușor să întocmești un program acolo și să bem chiar și o bere și un mic, așa cum se obișnuiește o dată pe an. Dar când mă gândesc că în fiecare an ar trebui să cheltui un 50.000 de lei, eu spun nu. Prefer să spună omul că nu știu sau nu vreau și mai mergem pe la Căiuț, mai mergem pe la Ștefan cel Mare și mai mâncăm câte un mic pe acolo, ne mai dăm în tobogane pe acolo și spunem, va veni și timpul nostru. Ce să vă mai spun? Spuneți-ne despre drumuri. Despre drumuri, pentru că ne-ați adus niște fotografii pe care noi o să le prezentăm. Să ne explicați ce e treaba cu fotografiile pe care le-ați adus dumneavoastră. O, domnule drag, domnule Ungureanu, v-am văzut mâhnit, v-am văzut supărat. De cine aparține acel drum? Ce să vă spun? Ceea ce a ținut de dumneavoastră am văzut, ați făcut bine. Drumul... Despre ce drum vorbim? Vorbim de drumul care practic otrăvește viața cetățenilor din Gurava. Este drumul de la pasarela de la care merge la Carom, fostul Carom, pe lângă saună, calea ferată, prin cartierul TCR, fabrica Albrau, fostul Termo 2, până la după canalul de la Prize Butan, care aparține de Onești. Este drum județean în administrația UAT Onești. Ei, imediat cum am trecut, începând de aici, dinspre Onești, am trecut de canal, imediat acest drum este în administrația, Consiliului Județean, Bacău. Deci este drum județean. Drum județean și Serviciul Județean de Drumuri și Poduri l-are în administrare. Are obligația de a-l întreține și administra. A făcut acest Consiliu Județean și acest Serviciu de Drumuri și Poduri o asfaltare nenorocită acum 3 ani
Și asta e durerea vieții mele și a cetățenilor. Parcă nimic nu-i mai nenorocit decât acest drum în viața lor. Cum este posibil ca în 3 ani să fie mai rău decât a fost înainte? Cum este posibil o calitate atât de proastă a lucrărilor și nimeni din conducerea Consiliului Județean să nu se sesizeze, să nu ia măsuri, să nu se îndrepte asupra firmei care a executat, să o bage în insolvență, să le ceară bani înapoi? Cum este posibil să nu se ia măsuri? În cei 3 ani de când s-a făcut acest drum, l-au cârpit, au venit câte 2 oameni de la firma Bitunova cu un utilaj acolo și eu am cuplat cu oameni de la ajutor social, câte 20-22 de oameni, care țineam până pe la 7 seara de la ajutor social și ajutam cu lătunoaie, cu mături și curățam de praf. Le asiguram condiții ca ei să poată plomba acest drum. L-au plombat, l-au cârpit, dar la ora actuală degeaba și datorită faptului că, în special, stratul de bitum a fost foarte, foarte slab turnat. Și chiar cu certitudine o spun, trebuia turnat imediat stratul de uzură de 4-7 cm de bitum. Atunci acea lucrare își aducea aportul și o simțeau și cetățenii din comună care efectiv își distrug mașinile lunar, trebuie să meargă cel puțin o dată pe la servisuri. Își strică cauciucurile, fac explozii la roți. Pur și simplu este un pericol pe care eu chiar vreau să sesizez Serviciul de pentru situații de urgență, chiar și comandantului județului Bacău, este un pericol public. Oamenii revendică, domnule, mi se cere să am RAR, mi se cere să am ITP-ul la mașină. Dar acestui drum i se cere ceva? Cam asta ar fi durerea acestor oameni și de aia vreau să o promovez oriunde mă duc. Și o spun din tot sărâmchii și din toată inima mea, pentru că poate vreodată sau poate cât mai repede cineva acolo care știe sigur că îi revine în funcție și revine în fișa postului să spună până aici acești cetățeni și-au mâncat zilele, haideți să le facem acel drum. Sincer, sunt surprins că la Consiliul Județean sunt juriști, sunt specialiști care pot accesa proiecte europene. Acest drum chiar poate fi accesat printr-un proiect european. Leagă 2 drumuri foarte importante. DN11 Onești-Bacău l-ar lega prin comuna Guravăi cu E85. Ar lega 2 comune, comuna Guravăi și comuna Paraba. Este un drum strategic. Când au fost inundațiile în 1991, s-a rupt Barajul Belți, când a fost inundat în 2005 și la Helegiun se mai putea circula pe podul de acolo, când la Oneșu se putea pe această prăpădenie de pod de la Oneșu se mai putea circula, toate tirurile, autocarele și toate mașinile treceau prin Guravăi și ajungeau la Răcăciuni, Bacău. Sau trebuiau să plece înapoi până la Ajut și să facă ceea ce semna un col foarte mare. Nu înțeleg cramponarea acestor oameni. Oare împiedică faptul că eu sunt primar PNL? Și chiar cred că și domnul Gnatiuc are această drăcie în cap. Face la Buciun, că acolo e primar PSD, la domnul Vlasi e primar PSD, eu sunt singurul de la PNL. Păi, fratele, ce-i ciumat? Nu! Sunt un om care solicit pentru cetățenii din gura. Voi un drept inalienabil care este dat de Constituția țării. Dreptul de a circula pe un drum civilizat și fără să-și spună familia la accidente. Asta este doleanța mea pe care o spun oriunde mă duc. Și de aici, de la dumneavoastră, de la emisiunea, domnule Ungureanu, pot să vă anunț, voi merge și la TVR1 și la România Te Iubesc, la domnul Dima, la ProTV. Sper că așa voi fi auzit. Sper să nu fie nevoie să ajung să zic, dă Doamne să mai schimbe o dată PSD-ul de la guvernare, să mai vină și PNL-ul, să am și eu PNL la guvernare, să fac și eu, să-i mai văd și pe cei de la PSD din celelalte comune, să mai uite, uite voi la gura voi să faci, la noi să faci, să vadă, le va fi bine.
Că acum se trece la PSD. Am primar, domnul de la Bucim, halanul la PSD. Păi trecem toți acolo, facem toți. Șoimii, patru, uite, și o luăm înapoi, ca pe timpul Ceaușescu. PCR, toți membrii de partid. Nu contează culoarea politică. Contează că este o comună cu drepturi egale la nivelul tuturor comunelor de gradul 2 din România. Poate m-am înferbântat un pic, dar aici când vorbesc despre drum, nu pot să fiu mai calm de atât. Ați făcut o conferință de presă acum câteva zile la Bacău. Da. Care a fost motivul, împreună cu liderul dumneavoastră, cu domnul Paller? Care a fost motivul de v-ați aprins așa, de pe nepusă masă, cum se spune, a trebuit să faceți această conferință de presă? Sincer, până la 65 de ani am trecut prin multe necazuri. Viața, de fiecare dată, mi-a mai adus un dram de experiență. Ei, credeți-mă, acea zi mi-a luat 10 ani din viața mea. Să te duci a patra oară în audiență la președintele Consiliului Județean și la masă, unul lângă altul, să discuți această problemă a drumului județean și ca de fiecare dată să se spună doar că se va face drum. De fiecare dată ți se spune același lucru, că doar vremea ne-a împiedicat să nu ne apucăm de lucrări, că avem bani prinși pentru finanțare. Și când te duci a patra oară să mai găsești alte persoane, efectiv, acestea sunt, pe lângă domnul președinte brașoveanu, pentru care eu, sincer, am un respect deosebit. Îl cunosc din 2012, dânsul era șeful la UNICEF, pe tot județul Bacău, un proiect foarte bun pe care Comuna Gurabăi l-a implementat cu an de an. Am avut continuitate, la un dat rămăsesem numai 4 comune în tot județul, printre care și Comuna Gurabăi. Și modul cum dânsul a pus problemele, cum a rezolvat probleme la nivel de UNICEF, să știți că a căpătat un locușor frumos în inima mea. Dar pentru prima dată, în acea zi fatidică, la masă era și domnul deputat Dunavă Costel. Un tiner frumușel, mânca la tata, așa de frumușel de el, te uitai la soare după el. Și domnul vicepreședinte Pravăț Liviu. După ce mi-am spus păsul, după această tabletă am arătat pozele toate făcute pe drum, în acea dimineață, când am avut somn, mă gândeam ce să spun domnului președinte, încă pe drum chiar mă gândeam, domnule, sigur, gata, ne dă bani, mă anunță când vin utilajele. Eram ca în poezia lui Vasile Alexandre, mergeam ca băia care plecau la luptă, la așa. Și când ajunge acolo să fii întrebat, domnule, păi cum, păi uite la gura voi, noi am scos doar 12 voturi în plus față de PNL, PSD-ul. Normal că ești oripilat, normal că dintr-o dată, în firea ta de om simplu, te răsfrătești și spui, domnule, ce treabă are drumul cu politica? Ce treabă are PSD, PNL, cu ALDE și cu UDMR, cu asta, cu drumul cetățenilor, cu mașinile lor, cu viața și cu banii din punga lor? Și acel om spune, ci dumneata ai băga atâția bani pentru un drum, pentru 12 voturi. Și am spus, domnilor, îmi dați voie să mă retrag. Fiindcă eu consider că această audiență este o bătaie de joc la adresa mea și a cetățenilor pe care eu îi reprezint. Și atunci acest individ, iertați-mă când îi spun deputat, și-a permis să-mi spună, când eu m-am ridicat de la masă, să-mi spună, ești afară, băi. Și atunci m-am întors și am spus, nu dumneata mă dai afară de aici, mă dă domnul președinte, că e biroul dânsul, dumneata mă dai la cabinet de parlamentar. Și așa este legal. N-avea ce căuta acolo. Nu dânsul dizează asupra treburilor din comună. Președintele Consiliului Județean. Dar vedeți dumneavoastră, politica depășește orice limită. Nici Ceaușescu nu-și permite ce-și permite acum acest individ. Dacă mă țeam la Ceaușescu în audiență, mă primea cu respect. Nu că acest om îmi spune mie de politică. Ce îmi spui mie de voturi? Spune-mi de drum. Spune-mi ce măsuri ai luat ca să te îndrept împotriva firmei care a făcut lucrarea. De ce nu recuperezi? Că ai juriști acolo, de ce nu te bați? Unde ai fost 4 ani
fiecare an din cei 3 ani de când s-a făcut drumul, am făcut notificări, se știa de calitatea lucrărilor. Trebuia să nu semneze la terminarea, la recepția lucrărilor care se face definitivă după 2-3 ani. Păi cum tu întâi semnezi recepția lucrărilor și pe urmă îmi spui mie că îți trebuie alt studiu de fezabilitate, alt proiect, altă achiziție publică, asta înseamnă 3 ani. Și normal că m-a ridicat domnul președinte, a intervenit, ne-am întors și după ce îmi spun păsul și toate, a spus că n-ar discuta cu mine, că sunt un om care, bă, numai partea mea, care partea mea? Eu văd, nu a mea, a cetățenilor. Da, v-ați dus pentru cetățenii corect comunei pe care o reprezentați. Și atunci domnul de acolo și-a permis un lucru care chiar nu vreau să-l mai repet, este urât, este jignitor pentru funcția pe care o ocupă. Dacă asemenea oameni conduc România, dragii mei, nu vă spun domnul Gurean, dar poate din interviu dat de mine, ați văzut, văzut ce măgărie. Dacă asemenea oameni cu asemenea mentalități, și sincer, am mai văzut scăpări de acest gen la televizor, nu numai la dâns. Am văzut și deputați și senatori. Dacă acești oameni ne conduc, ce să cer lui om din gară? O, mai avem pretenții că noi mai vrem o democrație, că vrem o România care să ajungă acolo în locul ei, între primele țări din Europa. Ei, și dați așa se face că am plecat, iar năduful mi l-am vărsat acolo. Am plâns cum l-am plâns de când a murit mama mea, acum 8 ani. Nu este posibil. Și pe cel din gard, dacă vine la tine, stimezi și respecti, atât poți să-i dai, îi dai un pahar de apă sau nu, dar măcar încerci să-i alin durerea sau să-l ajut sau să-l îndrum unde ar putea. Nu poți. Îți cer scuze și spui, domnule, te duci la alt factor de răspundere care poate ajuta. Asta este viața. Dar nu mă dai afară ca pe un câine reprezentant a unei comunități de 5.165 de locuitori. Da, este terifiant ceea ce spuneți dumneavoastră. Sigur, ca oameni de presă, noi nu avem certitudinea că ceea ce spuneți este adevărat, dar să sperăm că aveți și niște dovezi în acest sens. Domnul Ungureanu, știți ce e mai rău? I-am spus acestui domn de față cu domnul Brașovean. Deci vorbiți de domnul Dunavă, cu el aveți o problemă, nu? A, da, domnul Dunavă, am spus domn, păcat, acestui individ. Da? I-am spus acestui individ de față cu domnul vicepreședinte, domnul președinte, că îl înregistrez. Și am spus de două ori. Acea convorbire este înregistrată. Va fi dată factorilor de răspundere la momentul când voi considera eu. Dar până atunci, dovezile sunt atât de palpabile când, la ora actuală, numai un orb nu vede. Și dacă nu vede, le recomand să schimbe ochelari. Fiindcă eu am făcut și un gest extrem. Am deschis ușa între președintele Consiliului Județean și secretariat, unde două secretare, încă un domn primar, bănuiesc, care era de la PSD așteptat, dar și încă un domn, care era în anticameră odată cu mine, și cunosc, era cunoscut acolo, putem afla în orice clipă. A auzit când mi-am vărsat năduful, când am spus măgăria care a putut să mă spună, când i-am spus că nu este posibil să fiu condus de asemenea oameni, nu este posibil să mă jignească așa ceva. Aceste lucruri sunt palpabile. Sunt chemat printr-o invitație făcută prin secretariatul președintelui Consiliului Județean, prin secretarul de la Comuna Gurabăie. Nu m-am dus acolo așa târâie o gheală, da? Efectiv, sunt treburi palpabile și chiar am așteptat din partea domnului deputat Dunavă o replică și un răspuns ca eu după aia să-i aduc argumentul și să-i arăt acel argument ca să știe că pe lumea asta nu toți sunt titirezi pe care îi învârți după bunul plac. Sunt oameni care m-au și coloană vertebrală. Iar eu, la anii mei, mă consider un om chiar cu coloană vertebrală, care vreau să las ceva în urma mea. Nu vreau în urma mea să zică lumea din gura voi, domnule, a fost un om, acolo nu știe ce a făcut, nu știe pe ce lume o trăit. Cam asta ar fi despre oful și durerea mea. Ce ar mai fi de complet? Ce credeți că ar mai fi important să vorbim despre Comuna Gurabăie, domnul primar? Importante sunt toate. Ca să revenim la
o stare mai bună, mai optimistă până la urmă. Trebuie să fac precizare aici ca să nu uit. Domnul deputat care a fost menționat în acest interviu are tot dreptul să trimită către noi pe adresa noastră de e-mail tvbucureștiarondeahu.com sau să ne sune la telefon 0722 410597 cu un punct de vedere, pentru ca să fim corecți până la capăt. Așa. Domn primar, v-am întrebat, vă rog. Nu m-ați întrerupt, continuăm ideile noastre. Ce v-aș putea spune? Că totuși observ în ultima perioadă în Gura Băii un apetit pentru proiecte europene. Tinerii au prins curaj. Până acum, datorită birocrației, faptul că există temerea că sunt foarte multe drumuri de făcut, că sunt mulți bani de cheltuit, toți se fereau să acceseze proiecte europene. Uitați că acest an, în Gura Băii, sunt cel puțin 6 persoane care, persoane fizice și întreprinderi individuale, care accesează proiecte europene. Este vorba despre o instalație de fert lavandă pentru obținerea uleiului de lavandă. O doamnă din Motocești, 40.000 de euro pentru creșterea vacilor de lapte. O altă întreprindere individuală pentru creșterea oilor, încă o persoană pentru achiziție, un tractor plug reversibil și semănătoare și disc, iar câteva persoane, cel puțin 15 persoane, au accesat pentru panouri solare și fotovoltaice, iar e treabă foarte bună. Și uitați așa, încet, încet, încercăm să intrăm în normalitate, să intrăm în viitor. Eu, ca primar, mi-am propus acest an să termin Căminul Cultural Dumbrava. Aici am un of, că firma care Contractul. a câștigat licitația a renunțat la lucrare datorită lipsei de personal. Am dat-o la altă firmă și asta nu are oameni. Ne uităm la televizor că în România au venit filipinezi, mai vin și indieni. Vom vedea, se pare că vom găsi viitorul apropiat, cel târziu, într-o lună de zile, o firmă care să apuce de lucrări să le termine. Avem bani și să terminăm. Vreau să termin un centru administrativ la Motocești. Acolo avem un teren al primăriei, avem bani alocați, proiectul este făcut. Inspectorul de urbanism azi trebuia să ne mai ducă doar niște autorizații de la mediu și de la DSP. Acea lucrare se va termina cu certitudine. Vrem să terminăm terenul de sport la Dumbrava. Avem un grup sanitar la Dumbrava, este foarte benefic, îl facem cu Ter de Zom, este un ONG care a pus la bătaie 20.000 de euro, iar de la bugetul local 400.000 de euro pentru fosa septică și ce mai este nevoie acolo. Ter de Zom ne face instalația în interior cu toalete, cu ghiuvete, tot ceea ce înseamnă, chiar și cu se merge până acum în a învăța copiii să folosească acele toalete. Da. Iertați-mă, vă rog. Aveți planuri frumoase pentru perioada care urmează. Aș mai avea unul, mă iertați. Da, vă rog. Foarte important este cel proiect pentru care eu lupt. Din 2012 aveam 6 zile de când eram primar și băteam la porțile direcției de ape Siret Bacău, Seghea Bacău, pentru dig. Efectiv, dacă partea de la deal, de pot să spunem așa, pe înțelesul tuturor, am reușit-o cu bani de la bugetul local, e partea de la Vale de Pod, dar Vale de Pod nu o putem face decât printr-un proiect european. Efectiv, cu ajutorul celor de la Seghea Bacău, efectiv, doamna Florescu și cu au venit cu comisii, cu proiectanți, cu toți, se lucrează urgent ca prin fondul Solidaritatea să facem acel dig. E o lucrare mare,
în sensul că trebuie o insulă decopertată și transportată spre comuna Guravăi, că acolo obieții oameni merg de ani de zile pe o cărăruie, o insulă trebuie dinamitată, plus că acolo trebuie straturi de gabioane cu beton, cu tot absolut este o lucrare care se duce undeva la, știu eu, 4 milioane de euro. Vă dați seama ce înseamnă. La Guravăi, tot acest an, este o lucrare foarte importantă, obținută cu fonduri europene, prin PNDL1, este efectiv înainte de 2016 semnată finanțarea, că după 2016 am patru proiecte. Nu prea ați mai primit. Nu mai decât, tot se uite și la Ministerul Dezvoltării. A, PNL, dă-l deoparte, dă-l deoparte, dă-l deoparte, asta este. Domnilor, luați aminte, și eu sunt tot al României. Și chiar domnul Cioloș mi-a semnat, toată lumea mergea cu cai și cu capra și pe 30 de decembrie am primit finanțare de 65 de miliarde alimentare cu apă la 5 sate. Și acum să fac un termen de comparație. Când am intrat eu primar în 2012, Ștefan cel Mare avea alimentare cu apă 2 sate. Ștefan cel Mare, 7 sate, Guravăi, 7 sate. 7 sate, 7 văi. 5.000 de locuitori noi, 5.000 și ceva de locuitori ei. La ora actuală, Guravăi are apă în 2 sate și finanțare pentru toate satele. La Ștefan cel Mare am mai băgat în 3 sate și are pentru ultimele 2 sate, acum prin PNL2, i-au dat acum bani și abia face procedura de achiziție publică. Care a lucrat mai bine, care a fost mai iute, care a fost mai drăcos. Și dacă a avut la guvernare, ce l-a folosit, domn? Dacă el a avut în 2004-2006, au avut 2 sate cu apă, păi până acum trebuia să aibă și avioane, da? Dacă numai PSD a fost la guvernare. Discut în domeniu, să lăsăm deoparte, că dacă tot am trecut în domeniul politicului. Da? Ei n-au făcut dig, eu am făcut dig. Ei aveau primărie făcută, eu am făcut primărie pe mandatul meu. Care a fost mai bun primar, ei sau eu? Păi, ați făcut lucruri bune. Da? Dacă nu era blăstămeția asta de drum, consideram chiar că mandatul meu era acolo cum trebuie. Dar, sincer, nu-i vina mea. Mă voi zbate. Ce am mai făcut foarte bine? Am avut utilaje proprii și aici este meritul celor de dinaintea mea, că au luat o basculantă și un buldoescavator. Eu anul trecut am luat un buldoescavator prin Galva, Alea Trotu și la Firiaș, 100.000 de euro, mai avem de luat la el doar utilajele care înseamnă picon și să luăm și lăboase și un sfredel de la deplantat copaci. Și uitați așa, avem tot ceea ce ne trebuie. Noi nu plătim de zăpezire la nicio firmă, facem cu utilajele noastre, facem economie până în pânzele albe. Cu aceste utilaje am reușit să, chiar dacă lumea ce voi, cărăm numai balast. Da, asta este, dar față de cum arătau drumurile când mergeau cu cizme până la gât în noroi, astăzi merg în papuci de casă până la ultima casă. Efectiv, le întreținem mult mai repede acum, că înainte băgam strat de balașe de 70 de centimetri, că tu duceai pe la americani. Ei, efectiv, la ora actuală totul se face cu bani mai puțin. Am proiect european de 5 km de drum, 1 milion de euro. L-am depus de 2 ori, domnule Ungureanu. Am tot ce vreți, acte clare depuse la Ministerul Dezvoltării. Eligibil. Doamna de la Ministerul Dezvoltării mă cunoaște pe mine și copiii din aia, ca pe cai breze acolo, ne ducem mereu, sunăm la telefon. Am depus 4 proiecte. Este posibil, măcar unul nu mi-a dat. Unul, dă-și tu la una necăzi, dă-și la chiar burda, dă-și la necăzi. Da? Da. Asta este durerea, eu tot sper că se va schimba mentalitatea. Să concluzionăm, mai avem un minut. Da, să... da. Vă rog, într-un minut, ce credeți că ce ar trebui să putem scură? Să concluzionăm în urma discuției pe care am de avut ce? Astăzi? Ce ar vrea să concluzionez? Și acum dumneavoastră mă cunoașteți. Am avut de la început o relație excepțională și dumneavoastră la un moment dat ați fost de o eleganță deosebită. Am reziliat cu contractul prietenește, ne-am strâns mâna și ne-am pupat pe amândoi obrași și a spus, domnule primar, te apreciez. Dumneata, uite, ca să faci economie, te bucuri și la bănuțe aia, domnule. Da, mi-a și plăcut, la bănuțe aia, nu, ca să nu-i mai dai. Și ceea ce mi-a plăcut la dumneavoastră este că țineți
chiar dacă bugetul l-aveți mic, chiar dacă într-adevăr întâmpinați aceste greutăți și, evident, și din rațiuni politice, totuși am văzut că sunteți un om chivernisit, un om care țineți la averea comunii și la fiecare bănuț. La bănuț am văzut, drămuiesc, domnule. Asta chiar le-am văzut și am văzut că faceți economie și la energie electrică. La tot, absolut. Oamenii prin primărie se înțeleg menirea. Eu cred că, domnul primar, eu cred că oamenii din Guravăie vă cunosc foarte bine, dumneavoastră sunteți un bun comunicator. Cred că ei înțeleg foarte bine prin ce emoție treceți dumneavoastră, ci prin ce stare sufletească, atunci când vedeți că aveți un drum pe care dumneavoastră ați dori să-l faceți, dar prin acest mecanism pe care nu reușiți să risc peste această etapă, pentru că el aparține, până la urmă, drumurilor județenii. Da. Da. Efectiv. Să sperăm că totuși, eu cred că tot până la urmă, tot pe calea dialogului, cred că veți putea rezolva, că nu există alte soluții. Da, finalul, fiindcă dumneavoastră ați menționat că mai este un minut sau mai sunt v-am mai lăsat încă un minut. Ar vrea doar un că mesaj. Că timpul nostru a expirat deja, da. Un mesaj pentru cetățenii și pentru toți cei care mă cunosc. Și din onest cred că jumătate îmi sunt prieteni. Aș vrea să le spun doar atât, că la vârsta mea nu mai doresc nimic. Îmi doresc doar să las ceva în comuna mea. Îmi doresc să las copiilor mei o emblemă. A fost odată un primar. Restul, să știe că pe orice cale, să știe că orice minut al vieții mele, indiferent de ce oră este, zi sau noapte, sunt alături de cetățeni. Că voi lupta să nu pierd niciun proiect european, că voi lupta până în pânzele albe pentru drepturile lor și voi face totul ca lor, zi de zi, viața să le fie mai bună. În aceeași ordine de idei, menționez că în condițiile în care la anul voi considera că nu sunt bun de muncă, acum sunt într-adevăr, chiar dacă am 65 de ani, vă spun că bați mult tineri la tenis de masă. Mulțumesc. Și alerg înaintea lor la un kilometru. Sunt sportiv și alerg foarte bine. Mulțumesc Dumnezeu, sunt sănătos. Dar dacă nu voi fi la inima cetățenilor, nu va fi nevoie să mai candidez. Voi candida în condițiile în care voi considera că mi-am dus mandatul și menirea și eforturile mele au ajuns în casele oamenilor. Dacă nu, nu vreau nici funcții, nici avere, vreau doar ca ultimii ani ai vieții mele să fie parcurși cu demnitate și cu onoare. Vă mulțumesc pentru invitația adresată. Și mulțumesc noi cetățenilor pentru răbdare. Vă rog. Și noi vă mulțumim foarte mult, domnule primar. Vă urăm succes, pentru că mai aveți etape importante de făcut și anul viitor vor fi și alegeri locale. Sunt convins că oamenii vă apreciază și că văd că dumneavoastră sunteți plini de energie, ceea ce poate unii primari nu prea au așa. Sunteți și tânăr, sufletește, sunteți dinamic. Iată, lucruri și vești bune pentru locuitorii comunei Guravăi, în sensul că primarul de la Guravăi nu se dă bătut, sub nicio formă, și să știți că povestea asta cu drumurile nu e o poveste doar a comunei Guravăi, este o poveste a națiunii române. Vorbim doar de exemple clare că și am observat la toate partidele politice, cred că până la urmă va trebui să se facă un consens la nivel național, pentru că într-adevăr prioritatea printre, în afară de sănătate, care sigur ar fi prioritatea a românilor, totuși infrastructura este foarte, foarte importantă. Ce trebuie să precizez aici la finalul emisiunii, că Exclusiv TV în continuare va primi și invită toți actorii politici, indiferent de partid, indiferent că sunt de la PSD, că sunt de la PNL, de la USR și așa mai departe, sunt bineveniți aici în studio, pentru că numai în fața camerelor de luat vederi putem să dezbatem lucrurile importante pentru comunități. Încă o dată trebuie să-i mulțumim domnului primar Valerica Mihalcea, un om cu suflet mare, un om care
vine întotdeauna cu mare drag la televiziunea noastră și ne bucurăm că în continuare sunteți alături de noi și telespectatorii noștri, în numele lor, vă mulțumesc, domnule primar, multă sănătate și putere de muncă. Vă mulțumesc și eu, să vă dea Dumnezeu sănătate și succes în activitatea dumneavoastră. Doamne ajută! La revedere!